Astăzi, 12 mai, este zi de doliu în Republica Tatarstan în urma atacului armat de marți produs la o școală din orașul Kazan. Autoritățile din Rusia l-au interogat ieri pe unul dintre cei doi atacatori. Tragedia s-a soldat cu 9 morți, 7 elevi și 2 profesori, printre care și o învățătoare de clasele primare de doar 26 de ani. Victimele vor fi înmormântate astăzi. Între timp, mai mulți elevi se află în stare gravă la spital, scrie portalul Tatmedia. Șeful serviciului de presă al președintelui Tatarstanului a declarat pentru NTV.ru că în prezent 18 copii și 3 adulți sunt internați în urma tragediei. 6 elevi sunt în stare gravă, iar 2 în stare foarte gravă. 8 copii au fost transportați la spital cu răni generate de împușcături, iar restul s-au ales cu răni din cauza fragmentelor de sticlă sau în timpul evacuării din clădire. 39 de specialiști din diferite instituții medicale au ajuns la Kazan pentru a trata victimele, iar în funcție de necesitate, acestea vor fi transportate la Moscova. Avocatul poporului din Tatarstan, Irina Volâneț, a declarat pentru aceeași sursă că tragedia a fost precedată de un conflict prelungit între atacatorul Ilnaz Galiaviev și familia sa. Potrivit oficialului, vecinii bărbatului susțin că tipul mereu politicos a devenit brusc agresiv și irascibil. Poliția anunță că ar mai fi vorba de încă un atacator care este căutat. Familiile elevilor uciși în timpul împușcăturilor vor primi despăgubiri de 1 milion de ruble, iar părinții celor răniți de la 200 până la 400 de mii de ruble, mai scrie presa rusă. În semn de solidaritate pentru a vizita și a depune flori la locul tragediei, o companie de taxi transportă pasagerii la un preț de doar o rublă rusească, în loc de 222 de ruble. Astfel, toți doritorii, printre care și oficiali, s-au adunat în fața școlii unde a avut loc masacrul pentru a comemora victimele tragediei, iar 12 mai a fost declarată zi de doliu în Tatarstan. S-a produs o cumplită tragedie, o nenorocire. Au murit copii, sunt multe victime. Vreau să-mi exprim sincere condoleanțe apropiaților și rudelor victimelor. E greu să-mi aleg cuvinte de consolare și nu pot să-mi imaginez durerea celor care și-au pierdut copiii, nepoții, frații și surorile. Cei care au săvârșit această crimă, care au ridicat mâna asupra vieții și sănătății copiilor, aceștia nu sunt oameni, dar niște criminali odioși care trebuie să fie sancționați cu cea mai aspră pedeapsă. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere în masă, sancțiunea maximă fiind detenție pe viață. Potrivit presei ruse, anchetatorii vor dispune efectuarea unei expertize psihiatrice și psihologice în privința adolescentului care a deschis focul. Amintim că marți un tânăr de 19 ani a intrat în armată în școală și a deschis focul asupra elevilor. Atacatorul a fost reținut imediat. Acesta a fost numit terorist de către președintele Republicii Tatarstan, Rustam Minihanov.